găsit, dragi prieteni, sunt Liviu Chiriță și începând de astăzi, în fiecare joi, vă aștept la Taclale. Așa se numește cel mai nou proiect online inițiat de CanCan.ro. Mă feresc să-i spun podcast într-o perioadă în care acest fenomen media a ajuns la suprasaturație, într-o perioadă în care vedem aceleași personaje care se perindă printr-un studio sau un platou și, de regulă, spun cam același lucru. La Taclale va fi mai mult o serie de povestiri de viață, spuse deschis de oameni care au cunoscut deopotrivă și succesul, dar și înfrângerea. Într-un moment în care noțiunea de vedetă a căpătat o accepțiune din ce în ce mai largă și discutabilă, vom încerca să venim în fața dumneavoastră cu personaje reale, cu povești de viață reale, cu oameni care au trecut prin experiențe incredibile, oameni care chiar au ceva de spus. Primul meu invitat se încadrează în această categorie, este Valentin Sălăgean, bosul tratoriilor, așa cum este supranumit, omul care a adus în România, practic, bucătăria italienească adevărată. Valentin Sălăgean are o poveste de viață fabuloasă, o poveste de viață pe care am împărțit-o în două părți. În prima parte vom vorbi despre perioada petrecută de invitatul meu în America, acolo unde destinul i-a purtat pașii în urmă cu mai bine de 40 de ani, în 1981. Vom avea însă și o a doua parte la fel de interesantă, în care vom vorbi despre revenirea în România, despre expansiunea tratoriilor, dar și alte subiecte extrem de interesante. Așadar, în fiecare joi, intrați pe cancan.ro să stăm împreună la Taclale. Pentru mine ar fi interesant ca cei tineri, și mă refer aici și la fata mea care are 26 de ani, să înțeleagă ceva din dimensiunea asta. De asta am și acceptat să vin, o poveste de viață a unui om care a făcut de toate, de la spălător de vase până azi. Și aș vrea să înțeleagă că, de fapt, până la urmă, numai munca te face să... Da, și o poveste de viață neromanțată, pentru că sunteți un tip dintr-o bucată. Cei care au bani din noroc, au câștigat la loto, sunt cei care sunt norocoși cu stea în frunte. Da. Și eu am fost norocos în viață, dar am și muncit. Chiar am muncit. Și muncesc în continuare. Am aproape 68 de ani și... Domnul, da, Valentin, mulți înainte, dar nu i-arătați, da. Că eram chiar șocat înainte când mi-a spus că în 1981 ați plecat din țară, deci deja sunt 40 de ani. Mai da, 40 era de ani. Nebunia tinereții. Și pentru publicul larg, să spune că de numele noastră se leagă un brand arhicunoscut, Trattoria Il Calcio. Da. Un brand care... aș spune eu, le-a schimbat gusturile culinare ale românilor, pentru că ați venit în România cu o idee de a face într-un moment în care nu se știa decât de pizza 4 stagioni și de paste bolognese. Probabil asta a fost și norocul meu, pentru că, să spunem, la vremea respectivă America era înainte cu 50 de ani. Nu știu dacă azi mai e înainte cu 50 de ani față de noi, nu vreau să jignesc, că mie îmi place România. Da, cu toate că am cetățenie americană, dar veneam cu o idee care deja o trăisem de 15 ani în America și era păcat să nu mă întorc în România să dau ceva și chiar românilor mei. Haideți să luăm cu începutul. Haide. Deci în 1981 v-ați decis să plecați din țară. Care a fost motivul? Pentru că, din ce știu eu, nu vă mergea rău. Nu mergea rău. Tatăl meu era într-o funcție foarte bună, a fost șeful investițiilor pe tot județul Ilfov. El a construit toate silozurile. A fost inginer constructor. Mama mea casnică, dar aveam o situație financiară destul de bună. Mie mi-a cam plăcut viața. Și pe la 16-17 ani am luat așa pe drumul meu, bineînțeles cu mare scandal acasă, că nu am vrut să continui studiile și n-am vrut să devin inginer constructor. Știți, fiecare părinte își dorește ca... Da. Profeseze în domeniul în care a activat. Pruncul lui să devină aceeași meserie. Da. Mi-au plăcut străzile, viața, lumea, femeile. Cine era pe străzi în perioada aia? Că totuși 81 nu e aproape de 90. Stai că eu am ieșit pe la... în 71 prin oraș, așa, la plimbare, cum ar fi, dintr-un cartier rău famat, Dudești.
Dar a fost norocul nostru că ne-am mutat într-un mutabil în 71, când s-au construit blocurile prima dată, de la Tricodava în sus, la Valea Argeșului. Da, da, da. Și atunci n-am mai continuat să mă duc în cartierul Dudești, care era, stătea lângă poșta Vitan. Și am început să ies în oraș, unde era mai luxos, mai... Am venit spre centru. Am venit spre centru. Da. Mi-aduc aminte, la Inter era parc de distracții, unde hotelul Inter acum era Bâlci. Da, da, da. Și ne duceam pe acolo, copii, prin Bâlci. Știi cum e să... Golăneală, cum vine da, da, da. Și am început așa, prin oraș. Și nu erau mulți oameni la vremea aia care se ocupau de prostii, între ghilimele. Acum... Dacă schimb valută, ai casă de schimb valutar. Da, noi schimbam valută în oraș. Bine, noi eram cei rău famați că schimbam bani prin oraș. Dar erau și politicieni care, și sportivi care aveau nevoie de nu, valută. Nu, aduceau bani din străinătate, plecam în străinătate. De fapt, ce făceam? Eram businessman, cum să spuneți. Da. Cumpăram un ceas cu un milion și îl vindeam cu un milion... Jumate. Normal că nu-mi convenea să lucrez la stat. Cu toate că m-am apucat, în 71 am făcut un curs la IRUC, am fost la primul curs de calculatoare. Da, da, da. Și am lucrat vreo 3 ani, dar mi-am găsit așa portițe să lucrez pe teren. La... Ați vorbit de schimb valutar. Erați, în, da. Ca să zic așa, în brigadă cu frații Becali sau erați concurenți? Nu, erați... îl cunoșteam pe Giovanni, ne întâlneam în drumurile noastre, dar nu, era puțin mai mare ca mine. Da, da, da. Îmi spunea nepoate, îl respectam, ce face unchiule, și azi suntem, eu îi spun unchiule și el îmi spune nepoate. El era în altă echipă, da, 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 înțeles. Mai mare ca mine, în altă ligă. Și eu eram la UEFA, el era la Champions League. Am înțeles. Și încet, încet mi-am dat seama... după cutremur, în 77, mi-am dat seama că ceea ce fac nu este de viitor, făcusem ceva bani. În 78 am avut servicii pe litoral. Am avut, dacă știți, la Neptun, unde sunt steagurile, în stânga, am avut 500 de șezlonguri și 500 de umbrele. Eram gestionar. Da, da, da. Am făcut mulți bani. Era... mulți bani. Neptun mulți era bani. Vogă, era ceva... Da. Pe lângă serviciul care l-aveam, aveam doi copii care mă ajutau și eu eram tot copil, aveam doi prieteni, mai schimbam și valută. Am făcut la bani atunci, am lăsat acasă bani frumoși. Cum v-a încolțit gândul ăsta al plecării? Da, aici, da. După cutremur a fost așa o atmosferă, România parcă o lua în jos, în întuneric. Și aveam o gașcă de prieteni mai, să zic, mai curăței, așa, și am făcut o listă de 11 persoane și a fost un senator din America la hotel, la Intercontinental, și am băgat-o pe sub ușă, am avut curaj. El mergea la Ceaușescu a doua zi și a fost perioada în care se putea emigra legal. Și nu știu dacă ai auzit vreodată. Se depuneau, da, niște, știu, formulare. Am și rude care au plecat. Se numeau formularele. Stăteau, așteptau, da, așteptai, era chestie un an, de noroc. Eu am așteptat, da, da, 2 ani. Da, 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 știu. Pe lista aceea eu nu m-am pus. Mi-a fost frică. Mi-a fost frică că îi dăunează și tatălui meu, care era comunist. Da, da, da. Avea funcție. La vreme avea funcție. I-am lăsat pe ei, ei au plecat imediat, în 3 luni. Și am ținut legătura cu ei, ei au plecat în 79. Și sunt cunoscuți acești 11 da, persoane? Da, 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 și acum... Nu zic nume mai cunoscute? Pe nu, 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 prietene, era un băiat... De... Nu, nu, nu. Erau copii, erau... Am înțeles, și țineați legătura. Și țineam legătura și mă încântam. Trimeteau fotografii în plic pe altă adresă să nu se prindă... Da, da, da. Ceaușescu, mai vorbeam pe ascunse, pe la poștă, te duceai la poștă și vorbeai, da, stăteai telefon. Câte 3 ore să vorbești la telefon. Taxă invers. Și gata, mi-am pus în cap, trebuie să plec, trebuie să plec. Plus că nu mai inconvenea ce făceam. A fost o perioadă a tinereții, nebunie. Da, vă plictisiți. Am avut noroc, n-am pățit nimic niciodată, n-am fost arestat sau probleme de genul ăsta. Și am zis, băi, trebuie să fac ceva. Dacă nu mă duc acum la vârsta asta să fac ceva în America, să muncesc, să devin cineva, o să fiu toată viața bișnițarul ăla pe străzi. Da. Nu mai inconvenea, era crescusem, vedeam altfel. Și am
deși să bag actele, am așteptat 2 ani și am plecat în... Am avut noroc că am plecat prin Austria cu o fată care m-a sponsorizat, tatăl ei era ziarist. Am înțeles. Și am ajuns, am stat pe la ea puțin, nu mi-ardea de căsătorie. A fost drăguță, m-a ajutat, mi-a dat și niște bani și a trebuit să stau la Roma, în Latina. Era un camp unde stăteai 3 săptămâni și ambasada americană te controla să vadă dacă nu ești spion, dacă nu ești hoț, dacă ai antecedente penale, cazier. Mi-au dat totul ok și m-a preluat o biserică. În momentul când ați ajuns în Austria, ați cerut azil? Sau nu, din Austria am stat la ea și crezând că mă căsătoresc cu ea, o să rămân în Austria. Nu mi-a convenit, eram prea mic de căsătorie și m-am dus la ambasada americană și am cerut emigrat. Vezi, Doamne, vin dintr-o țară comunistă. Da, da, cum e. Așa erau vremurile. Și am ajuns, m-a luat o biserică, m-a preluat și am ajuns în America. V-a dat răspunsul șoc, ambasada. Șoc total. Am ajuns dimineața și, da, mi s-a dat viză, am renunțat la cetățenia română. Am plecat cu un pașaport verde pe vremea aia, adică cum îi spune, fără cetățenie. Adică era mai, nu mai eram eu. Da, da, da. Și, da, ne-am preluat biserica, am ajuns în New York la aeroport, m-a luat cineva de la biserică, m-a dus în Brooklyn. Adică s-a ocupat și de partea da, asta. Da, s-a ocupat și m-a dus în Brooklyn într-o biserică, la subsol, erau paturi ca în armată. Și trebuia să dorm acolo. Și am zis, wow, eu nu stau aici. Era mai rău ca la pușcărie. Da, da, când nu fusesem la pușcărie, zic, am venit aici. Mi-am luat bocceluța și am plecat. Mi-au dat $120. Aia era suma care ți-o dădea. Da, au zis, ok. Descurcă-te. Dacă, zic, mă duc la vărul meu. Am un văr, i-am dat adresa, le-am dat tot. Am ajuns la 2 după amiaza la vărul meu. Fac povestea mai scurtă și deci era jalet. Stăteau într-un apartament cu o sufragerie și o cameră în fiecare colț, în 3 colțuri erau 3 saltele. Și mi-a zis, colțul ăsta va fi al tău. Wow! Adică veneam de la... Obișnuit din România. Veneam, bine, nu mai zic din România. Care oricum... Dar veneam din Austria, de la Conac, am înțeles. La 20 de kilometri de Graz. Părinții, fete, eu am stat în conacul lor, o vilă, tundeam iarba, ieșeam în oraș și eram boier. Și zic, ia uite ce am făcut, ce greșeală am făcut. Zic, Doamne, zic, ce mi-a trebuit? În sfârșit, băieții au fost drăguți, au făcut și ei acolo o masă cu salam, cu roșii, cu ridichi, cu... Și hai să-ți arătăm orașul. Erau trei prieteni. Și mai era o cameră, dar aia era închisă și mobilată frumos. Era al patrulea om care stătea în casă, dar nu le dădea voie la ăștia să stea. Avea în sufragerie un frigider, pe fiecare etaj scria numele. Ca la pușcărie. Da. Doamne, și o venisem din Italia. Vă părea rău că ați plecat de la da, biserică de acolo. Da, eram cu costum de seta, alb, cu batistă, eu visam. Aveam și vreo $7,000. Aha. Ăștia erau lihniți. Zic, ai de bă că vă scot în oraș. Dacă am venit în America, eu să vă scot în oraș. Ei trăiau din welfare, din ajutor social. Niciunul nu muncea. Ok. Hai în oraș, am ieșit în oraș. Asta a fost norocul vieții mele. Am ieșit la un bar, se numea Nanny Rose. În partea de vest a Manhattan. Dă-i pe acolo, pe la bar, am râs cu ta, eram vreo 6, ne-am adunat, stai bă că a venit Vali, eram pentru ei așa un idol. Da. Și la un moment dat i-am zis, uite, vezi fata aia să uită la mine. Și unul dintre ei mi-a zis, da, mai venit un America acum și te așteaptă pe tine. Eram drăguțel și eu. Da, o să ne uităm, avem niște poze. Da, eram drăguțel așa, când era aranjat, îmbrăcat bine, parfumat, tot. Toată viața am fost așa, iubăreț și iubit. Da. Și i-am zis, bă, să uite după mine, am fost de 2 ori la toaletă, mi-a zâmbit, i-am zâmbit. Păi ce, du-te și vorbește cu ea. Zic, ce să vorbesc că nu... Nema, vorbeam italiană la perfecție și puțină franceză de la școală. Da. Zic, engleză, neam. Ha, 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 și au început să mă ia la mișto. Noi suntem aici de 2 ani, de 3 ani.
nu s-a uitat nicio fată la noi să ne zâmbească. Pe aici nu-i ca în România. V-a motivat un pic. Că femeile te bagă în seamă, zic, bă, să uită la mine. Eu mă duc la ea. Ce o fi, o fi, că o palmă. Ce vezi, poate ți-ai vreo palmă sau vreo geantă în cap. Asta e. M-am dus, bam, 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 în italiană, ea mai zicea în spaniolă ceva. În sfârșit, fata era secretara de platou al lui Paul Simon și Lionel Rich. Bun. Zic, m-am dus înapoi la masa mea, zic, băi, fata e așa, 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 din câte am înțeles eu. Da, da. Și era un băiat care vorbea bine engleză, zic, băi, Cristi, te rog eu, vină cu mine și tradu-mi. Lasă-mi, traduc ce spun eu. Mm. Bine, mă, mergem. El văzând că aia m-a băgat în seamă, am râs cu ea, am mai pus și așa, mânuța, obraznică întotdeauna. Da. Da, 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 hai să mergem în altă parte. Ne-a invitat ea la alt bar. Din ei patru au plecat și am rămas eu cu Cristi și cu vărul meu. Cristi, un fel de translator. Un fel de translator. I-am zis, Cristi, nu mă lăsa că te omor. Da, da, da. Și fubucică și a arătat bine. Și dă-i, la sfârșitul serii, vărul meu a spus, hai bă să mergem acasă. Că nici saltea nu ți-am cumpărat. Unde dracu să dormi? Și zic, eu nu merg acolo. Zic, eu am bani, mă duc la hotel. Băi, banii aia trebuie să-i ții, că nu o să ai bani de hotel. În două săptămâni ești curățat. Da. Dar mă, eu nu dorm acolo. Zic, nebun la cap. Mă duc înapoi în Austria, mâine iau avion. Nu mai pot să pleci, că nu mai aveam viză. Nu mai aveam. Trebuia așa, să stau 6 luni să-mi dea un reinter permit, se numește, de a reintra în Europa. Cu... aviz. Da. Complicat. Și m-am complicat. Și deodată am simțit America, adică, hei, am venit în țara libertății și țara democrației și eu sunt constrâns să stau obligat aici. Adică dacă vreau să plec, e mai rău ca în România. Da. Nu-ți mai zic că prima seară îmi curgeau lacrimi din cauza luminilor. Că m-au dus în Times Square și eu nu mai văzusem atâtea lumini în viața mea. Îți dai seama, București era întunecat. Și 3 zile m-au usturat ochii. Du-te, ia-ți vai zin de ăla, pune-ți în ochi. În sfârșit, fata m-a luat la ea. Vărul meu, ce, domne, ai grijă că... Ce să am grijă, mă, ce să mă omoară? Ce, da. Ce domne, că pe aici sunt psihopați, drogați. Hai mă, las că n-arată fata drogată, e fată curată. Asta e, nu dorm. Stau cu un ochi. Da. Unde? M-am stat la ea 6 luni am stat. Deci eu din prima zi am avut noroc și am stat într-un bloc cu portar cu mânuși, fântână arteziană la intrare și fata am lăsat dimineața câte $100 să am de cheltuială. Ca să vedeți ce înseamnă soarta. Asta e noroc. Da. De-aia zic că mai e și noroc. Soarta. Dincolo de a face și de aia. Soarta. Să vă duceți în Brooklyn. La. Dar totuși eu, cum sunt așa încăpățânat, zic, bă, trebuie să fac eu ceva pe picioarele mele. Cât o să-mi dea asta? Câte 100 de... Într-o zi mă dă afară. Probabil a sesizat și oportunitatea. A 12-a zi mâncam eu cu ea, invitat, cu Lionel Rich, Paul Simon și Richard Gere. Masă mare, ea, fiind și ea acolo. La un moment dat... Poveste de film. Așa, flerul meu, zic, mă, ceva nu e în regulă. Am întrebat-o, am început să ia, mă învăța fork, knife, engleză. Da, da, da. Dormeam cu ea, eram iubiți. Mă scotea în oraș și seara, o seară da, o seară nu, că ea nu ies ca noi toată ziua la... Și bani, bani, vedeam în geantă o grămadă de bani. 3.000, 2.000 tot timpul. N-am, îndrăzneam să iau, Doamne ferește, nu mi-a plăcut niciodată. Dar zic, mă, trebuie să fac eu ceva, că nu mă simt eu. Îmi place să fiu întreținut de femei, dar nu așa... Nu-i normal. Și ea mi-a zis că are 6 frați care stau în Hawaii, să mergem în Hawaii, să cunosc părinții. Deci fata serioasă. Ceva nu miroseam. Într-o noapte, după vreo 6 luni, îmi spune, vezi că ies din cameră, vin frații mei să nu vii în sufragerie. Avea 3 dormitoare, avea apartament frumos. Deja eram acasă, făceam ce vroiam. N-aveam voie să mi-aduc prieteni, să facem petreceri. Și am băgat o rachei, m-am uitat cu tare, un malder de marfă. De prafuri. De marfă. Să împărțeau, făceau, vorbeau, gesticulau, că nu auzeam. Deci nu pot să spun ce senzație. Senzația a fost de wow. Dacă vine poliția acum, sunt arestat. Una. Nici nu luasem rezidența, nu luasem nici cetățenia, zic,
ce întrebi mie? N-am un ban în buzunar și o masă întreagă de prafuri. Zic, cum să fug? I-am lăsat, au terminat dimineața la 7, ea a plecat la muncă, ca să-mi dau eu seama, după mintea mea, că ea de fapt distribuia marfă la cântăreți. Pentru... la astea, da. Dimineața mi-am luat valiza și șuteală. N-am mai stat bine o clipă. Bine că v-ați pe găură. Okay. Nu, deci nu, n-am mai avut unde să mă ia, că n-am mai răspuns la... Telefoane atunci nu erau, erau Motorola alea, eu nu aveam bani de telefon. M-a căutat pe la vârf meu, până Queens, pe unde au știa ea adresa, nimic. Am fugit ca din gură de șarpe. Și m-am dus și m-am angajat la Hot Dog să vând cârnați, crevuști. Și am... Din alea, pe stradă? Da, pe stradă. Mobile, da. M-am dus, era un grec. Da, m-am dus, m-am angajat. Deci că asta e, ce mi-e rușine. Din șmecher de în apartament de lux. Da, mă gândeam că de acolo ați reușit să faceți niște conexiuni. Nu, nu, zic că asta e. Da. M-am dus, am stat la alt văr de al meu, avea o cameră în plus, am stat la el. Era ok. Mă simțeam liber, adică și mi-a fost frică. Niște, da, nu vreau să am de-a face cu prafuri, cu ăstea, nici vorbă. Și am început să vând hot dog, am avut noroc că... Ce câștigai? 100 de 75 de dolari? Nu, era ok. Nu, chiria era, îi dădeam la băiatul ăla 200, partea mea. Și eu câștigam aproape 100 pe zi. Frumoase, nu... A, e, nu o era bere scumpete, era, un, era un dolar, țigările 60 de cenți și trenul 10 cenți. Era vis. America, chiar era America atunci. Da, da. Un galon era un 90 de cenți. Și... Da, zic că e ok. Ploaie, vânt, știi cum e în stradă, prea din, adunea... din ce am fost și ce am ajuns. Da, zic că asta e. Într-o zi, noroc pe mine, se făceau, erau camere, cum e la tine, filmări. Bă, am închis-o ăla, sertarul de la Cârnați, da. Și am luat să mă duc și să mă ușor cu da, românii curioși. Da. Cine era, era, cum o cheamă... Flashdance, stai că am și filmarea, era fata din Flashdance, Irene Cara, Irene Cara făcea un video, un videoclip, da, o să ți-l dau, să-l dai, da, da, da? Și pe acolo lume, m-am dus înapoi la căruțul meu, că este chiar în Times Square, unde sunt vreo 10 cărucioare de astea de hot dog. Eu m-am dus în colțul meu acolo, zic, gata, am văzut, nu e de mine. Da. La un moment dat a venit ea cu încă doi engleși, vorbeam deja puțină. Ești dispus... Ați avut lipici la celebrități, da, de la frate, început. Dacă, da. Ești dispus să faci... Ea vine la tine, o să-și ceară un hot dog, tu spui dacă vrei mustard, more onions. V-a băgat în film. Și eu zic, te ai trac, e ok. Pentru asta îți dăm un cec de 2800. Era cum ți-ar da ție acum unul, ție 2800 de euro, așa. Sunt bani, nu? Cum? Mai ales că era lignit. Și zic, n-am niciun dracă, n-am auzit de bani. Și ce apăreți și la MTV. În Londra și în toată lumea. Gata, deja am intrat în cap, zic, mă fac actor pe aici. Bun, și... Da, na, filmarea din prima. Ea a venit, hi, can I have a hot dog? Ok, why not? Am pus, can I get more onions? More onions, more mustard, more this, more sauerkraut? Pac, pac, a zâmbit, bye. A plecat și că felicitări. Din prima, bravo. Niciun trac, niciun... Și da, mă, tot mă gândeam, hai bă, dați banii sau da, lăsați. Da, da. M-am pupat cu ea, mi-am luat telefoanele și a zis să mă... Există filmarea asta? Da, da, o am, da. O am, ți-o dau. O să pun, la sfârșit emisiunii ți-o dau. Da. Și zic, ok, bine, mă ia puțin dintr-o parte și cât nu, nu se aude vocea mea, da, dar da, da. Spun exact ce s-a întâmplat. A durat 14 secunde. Bă, mi-a dat un cec, o să vedeți pe MTV, Londra... După câteva săptămâni m-au sunat de la Intercontinental. Eu când s-a deschis Interul, am stat vreo 2-3 ani pe acolo. Ați prins. Mulțumesc lui domnul Viorel Păunescu. Nu mai erau jocurile. Nu mai am prins Interul când s-a deschis. Da, da, da. Și biroul tatălui meu era ministrul agriculturii la doi pași.
Eu pontam dimineața, aveam legitimație, că așa era vremea, și mă duceam la Inter. Noroc că securiștii de acolo și domnul Viorel Păunescu, eram băiat cu minte, liniștit, curățel, începusem să vorbesc franceză, italiană vorbeam la perfecție. Seara mă duceam la cursuri de engleză, dar nu mi-a plăcut și mi-a plăcut spaniolă. Și am învățat. Așa, și mă sună Mișa, nu știu, șeful consiliajului de la Inter, mă sună. Țineam legătură, zice, bă, te-am văzut la MTV, tu Bucureștiul vorbește de tine, ai ajuns în America, mare șmecher. Asta ce ani era? În 82. 81, în mai 26 am ajuns. Văzuse în... la MTV? Am plecat și până septembrie am fost la MTV. Cum ai văzut să rău? Aveau casete cu videoclipuri? Nu, pe... dădeau un Inter pe televizoare, aveau, bă, aveau satelit, antene, aveau și satelit. Dădeau și m-a sunat, domne, ești, ai ajuns da, mare. Ciudat înainte de revoluție. Ce să, eram tot copil. Normal că le-am zis, da, mă, acum o să fac un videoclip cu Michael Jackson, cu... De ale noastre, de cunoscut pe prostii, da, da, cunoscut da, pe toți. Da, așa a fost, da, da. Da. Lionel Richie. Și pe urmă zic, băi, nu pot nici să mai vând cârnați, nu se poate așa ceva. Mă caută succesul. Da, zic, mă caută succesul, zic că mă duc și mă fac picol într-un restaurant. E înăuntru, nu mai plouă, nu mai ninge. Zic, sunt drăguțel, vorbesc și eu puțin acolo engleză, italiană. Zic, mă duc la un restaurant italienesc, nu? Mă prezint. Gândul meu era așa. Fac ceva bani mai mulți și mă duc la, era școala de actorie la New York. Și mă apuc de actorie, gata, zic, ce să mai, îmi intrase în cap, eram, bine, dansam, eram dansator, dansam bine. Și prima zi de serviciu m-am dus acolo, m-am prezentat, unde ați mai lucrat? Zic, am lucrat la Roma, la Viena, la Graz. Păi ce sunteți? Zic, sunt născut în România, dar mama e iugoslavă, știi ce? Ați făcut nu, o poveste. Da, o poveste ca să un CV. Nu luai servici, că n-aveai. Da, da, da. CV-ul. Ce CV-ul să ai dacă tu ai venit în America emigrant? De altă parte era și bine, că nu se putea verifica. Da, dar pe unde te duceai CV-ul? Și atunci m-a învățat un prieten român de acolo. Da. Bă, vezi că nu merge la așa decât cu CV-ul. Bagă și tu o istorioară pe acolo, o vrăjeală. Corect. Că n-ai cum să iei servici niciodată. O să stai la hot dog-ul ăla până nebunești. Nu, nu mai pot, că știi că dimineața îl împingeai pe străzi. Da, da, era greu. Și era plin. La întors era ok, că era gol. Și prima zi m-am dus acolo și pa, 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 m-am văzut drăguț. M-am dus în costum aranjat. Știi că noi români știm să... Da. Gata, imediat m-a luat. A doua zi la patru, la servici. Pa, mănânc, ce restaurant? Colegi, Il Cortile. Da, la Il Cortile direct. Era în Little Italy, în mica Italie, care pe vremea aia era la modă. Era... Deci m-ați dus direct în zona... M-am dus în zona turistică, top. Zic, acolo nu o să-ți ceară prea multă meserie, la modul să cureți peștele, să... Acolo era bătălie, turiști, bum, 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 și așa era. Da. Dar ăsta era foarte cunoscut, era pe locul nou în America la vremea aia. Da, da. Și era al familiei Gambino. Așa se... Da, da, atunci... Da. Erau 5 familii de mafioți și acum sunt la New York. Uh-huh. Și bine, eu nu știam ce știam. Eu dimineața când mă duc, eram picol și mă duceam să cumpăr pâine. Că... Direct picol, nu ați avut treabă. Nu, ajutor. De... La... Prima dată am intrat la bucătărie, după 3 săptămâni m-a văzut mai curățel și astea și m-a băgat în sală. În sală erau ecuadorieni și mexicani, să spun. Dar prima zi de picol, când m-a băgat în sală, nu știam mâncarea, abar n-aveam, scalopine și era carciofini, nu știu dacă ai văzut vreodată, articiocul ăla da. Proaspăt, care se face la cuptor se și... Se mai pune la pizza sau... Da, arciofini. Nu, era proaspăt și iei fiecare petală și o mănânci așa, e ca o... Și eu am luat și am pus o farfurie peste el și le-am aruncat la gunoi, că ce-am zis, că e rămășițe și ăla durează 45 de minute să-l faci și e delicatese. Mamă, și ospătarul cel mai vechi de acolo, mi-aduc aminte, Domenico. Unde e carciofini? Unde e articiocul? Unde e anghinarul, să spună? Da. Unde e anghinarul? Da, eu zic, aveam așa glume, mă plăceau din da, primul. Da, da, da. Zic, era o chestie așa, așa. Da, a, am aruncat-o la gunoi. Mama mie, mă omori făcea ce... Hai, taci din gol, lasă. M-a luat sub aripa lui. Da, da, da. Te-ți imaginezi? În 6 luni am devenit șeful la 9 picoli, șeful la picoli, le făceam program, să aud de
plantele săcutare și în 4 ani am ajuns sub manager. Da, foarte... Da, ați prins repede și probabil. Plus că am prins, și adică am servit acolo la vedete. Doamne, nu aveam minte că acum să fi avut un aparat de fotografiat de ăsta, micuț cum se purta, facem și noi o poză. Era un restaurant în care veneau... Deci era un restaurant care aveai tot ce era foliu, tot ce era... O agendă pentru rezervări și o agendă VIP rezervări. Nu exista zile la Dumnezeu să nu fie 3, 2, 1, 0, 2, 3, 1, 6. Nu era zile. Michael Jackson, Police, Sting, Donald Trump, Jimmy Connors, De Vito veneam fiecare săptămână. Toată crema. Crem, tot ce, De Niro. Am putea să facem câte o poveste cu fiecare parte, dar... Da, da. Vă întreb așa, singurul care... De Niro care... Da. În ăsta... Ce povești v-au rămas așa? Mi-a rămas în cap... Gen, care era mai cu dare de mână, care era mai scârțat, asta... care era mai de viață, care... Micuț de înălțime. Lumea... De Vito. De Vito venea și făcea... Hei, where the fuck is my pillow? Zic, ok, sir. Avea pernuță că nu săracul era... Da. Da. Multe, Rockwell Welch, am luat-o, i-am dat brațul să o conduc la mașină, avea niște decolteuri de nebunei, mergeam așa cu ea, na, îmi pare rău că a venit. De Niro? De Niro nu, De Niro sec, ok, dar sec, n-a fost de multe ori pentru că imediat după și-a deschis Tribeca Grill. Și-a deschis restaurantul lui și era la câțiva pași. Aha, și stătea mai mult acolo. Da. Făcea un fel de concurență. Da. Și o poveste cu Ross Stewart la un moment dat. Ross Stewart la alt restaurant a fost. Am lucrat la El Cortile vreo 2 ani și n-a vrut să mă facă din picol ospătar. Dar de că atâta poate să-mi dea și atâta poate să-mi ofere. Căpătând puțină experiență, m-am înrăit și am zis, băi, trebuie să iau iar cum am luat-o de la hot dog aici, mă duc mai departe și mă dau și eu ospătar în altă parte. Și m-am zis la un restaurant, se numea Campagnola. A spus că ați avut experiență. Am lucrat la El Cortile, eu faci-o, bim, bam, bam. Ok, m-a luat imediat, cu mici greșeli, dar eram acolo, aveam trac, îți dai seama, când te duci să iei comanda la 6 persoane la o masă, engleza nu stăpânești. Ei veneau din Boston, de exemplu, îți dau o masă. Helmut Kohl era, eram favoritul lui. Veneau și Helmut Kohl, cancelarul, da. Dumnezeu să-l odihnească. Da. Și deschideau meniul și era tot în italiană. Îți dai seama, antipasti, salami, prosciutto, bresaula. Și începeau ăștia din Boston. Hai că newyorkezii sunt mai emancipați, mai... Venea... What is prosciutto? Îți dai seama, tu când te duceai la masă la restaurantele astea de lux, cum a fost ăsta, Campagnolo, erai obligat să explici, să spui bună seara în italiană și să-ți dai numele. Pentru că asta era trendul atunci în America. Da, da, da. Vezi, Doamne, au venit italienii din Europa să învețe americanii să mănânce și... Da, da, da. Bullshit, cum se spune, să bullshit frumos. Și trebuia să spui, bona sera, mi cheamă Valentino, sono da Veneția. N-aveai voie să spui că ești român, iugoslav, da, da, albanez. Da, 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 da. O să spun că acum te duci în America, s-a terminat, nu mai există. Și tu vorbeai italiană. Cosa posso fare per lei? Possiamo offrirgli qualcosa da bere? Da. What? Ei îți dai seama, what? Acolo veniți irlandezi. Erau din Boston, nu, erau din Boston, din Philadelphia. Da, comunitate mare de irlandezi, de englezi, de... New Yorkezii mai rupeau două, trei cuvinte, da, mai ales că eu lucram în Little Italy, în Piccola Italia. Deja câțiva înțelegeau. Dar când dădeai de o masă de asta, să spun între ghilimele, mai de la țară, Philadelphia, da, Iowa, Iowa, Cincinnati... What is tortellini? Băi, îmi venea să iau așa să le pun în cap. Și vrea să zic tortellini, da, să dăm prin pasta umplută cu aia, cu de la alte, cu spinaci, cu rigota. Da. Și erai obligat la masă, că mama îmi spune,
În 84 am adus-o și pe mama în America. Erai obligat la masă să vorbești două limbi. Deci italiană și engleză să le combini. Uh-huh. Și pe urmă în bucătărie erau foarte mulți mexicani, ecuadorieni, dominicani care lucrau și un șef italian. În bucătărie erai obligat să vorbești spaniolă. Că șeful italian nu te asculta. Dacă vorbea italiană, spunea parla spaniol. Parla, ca să înțeleagă și aia alții. Da. Tu îți dai seama, dădeai comanda în spaniolă, te uceai la masă, vorbeai în engleză și mama îmi spunea că noaptea în somn vorbeam 13.000 de limbi. Făcea, mamă, ce-i la gura ta, nu înțeleg. Da, și acolo m-am dus la campaniola, cu Ross Stewart. Da. Ross Stewart, înainte de Ross Stewart a fost un atare. A venit unul cu niște blugi rupți, că atunci erau la modă, acum a revenit moda. Niște tenis puțin așa duși, cu o bluză de asta, erau așa, un bagamont. Și eu de la intrare, barmanul chiar la intrare era și barul. Barmanul cântăresc de operă, lucra ziua și seara cânta la operă. Da. Și era ziua și la lunch, la prânz. Și intră ăsta și eu zic, excuse me, adică unde tu ești, mă? Da. Și ăla face, nu. Făcea, nu. Și mă uitam la el, ce nu, mă, ce? Păi nu-i vrea să-l primesc pe ăsta. Eu vorbeam cu el în italiană, știi? Da. Dar ăla îmi răspunde în italiană. Ce? Ba da, poți să mă primești. Că am bani. Și ăla făcea, Valentino. Nu știa cum să facă. Era băiatul lui, era Michael Douglas. Era băiatul lui Kirk Douglas. Aveau rezervare 6 persoane cu familia Douglas. Eu știam rezervarea la ora 1.30. El a venit la 1.10 înaintea părinților și am zis că e unul oarecare. Ce-l primesc pe ăsta vagabond, ăsta cu blugii rupți? Era Michael Douglas. Nu era căsătorit cu... Nu. Era copil, era... Dacă facem contul la ani, cred că avea 27, 28, 30. A venit taică-su, Kirk Douglas, l-am servit. Mama, fratisul și încă doi. Spuneți-ne de Ross Stewart și Ross Stewart de Helmut Kohl. Nu, Ross Stewart mi-a zis managerul, vezi că diseară rămânem managerul general. M-a sunat că ei aveau, era o companie care aveau 6 restaurante. De la ei am învățat eu să gestionez mai multe restaurante. Și zice, diseară poți să rămâi și tu extra, că să plătea, nu era. Da. Zic, da, mă, rămân. De ce? Păi are Ross Stewart concert la New York și are rezervare la noi la 11:30. Rămân Ross Stewart, ok. Nu eram mare fan, da. Și vine și de la operă și barman, o să vezi ce seară frumoasă. Mai rămân doi ospătari și tu, te-am ales pe tine. Bine, o zic. Bine, vreau să merg la discotecă, nu mi-ar dat de Ross Stewart. Da. Minte de... A venit, în sfârșit, cu aia blonda lui, modela, soția era și cu o gașcă. Dă-i, până la a doua a început să cânte. Băi, frate, s-a urcat pe masă, m-a luat de gât și a zis, stay with me. Era puțin ciupit. Da. Stay with me, adică că amălile dizzy. Să nu iau raz, înțelegi, da? Mai era un ospătar, mă ținea pe mine, eu îl țineam pe el așa și cânta cu barmanul. Spectacol, total. Deci vreo 20-25 de minute. Spontan așa a ieșit. Spontan. Am tras draperiile, aveau draperii, aveau o singură vitrină, uite cum ai tu aici. Am tras draperiile, spectacol. Deci de atunci m-am îndrăgostit de Ross Stewart. Cum ați ajuns cu Helmut Kohl să-l cunoști? Helmut Kohl a venit o doamnă. Care e important în politică. Da, a venit o doamnă, ne-am uitat la rezervări. Ambasada Germaniei. M-am întors la El Cortile și m-am făcut ospătar. După ce mi-am dat examenul pe la Campagnola, ăla m-au chemat și un client le-a spus, știți picolul ăla care era Valentino? He's the best waiter. Da. Și mi-a apărut articol în New York Post, Upper East Side. Că ăsta era în 72 cu First Avenue. Deci Upper East Side, în susul Ex-ului, nu? Cum se spune în român. Da. Și clienți din Little Italy, care e departe, e downtown, e tot mai în jos orașului, au venit și au mâncat acolo. Și te știu de la El Cortile, erai cel mai de treabă și haios și glumeț. Eu glumeam cu clienții, nu eram stresat deloc. La mine când deschideau, am vrut să-ți aduc
O să ți-l aduc data viitoare. Meniu de la El Cortile. Tot în italian. Deci nu înțelegi nimic. Dacă nu era nimic tradus de desubt. Nimic, 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 nimic. Ca să vezi că nu... Pe la mine când deschideau așa și îi vedeam că sunt în provincie, le luam astea, le închideam și făceam You visit New York? Yes. Don't worry about. I'm your personal waiter today. I take care. Și le dădeam de mâncare ce vreau. Personal. Da, făceam o... Și doamna asta de la ambasadă a venit tot așa și zice... Tot așa le-am zis, madame, am eu personal, je suis français. Ei, americanii, când aud français, italian, da. Ah, vous êtes français. Mamă, când am văzut că vorbește, zic, aoleu. Zic, oui, madame, vous? Oh, moi, je parle français, je suis allemand. Oh, bibim, babam, ce sunt, bă, zic, ăștia de la ambasadă, nu? Da, dumneavoastră, asta este secretara... Ambasadorul. Era ambasador atunci al Germaniei. Da. Tic, tac, cu ea. Zice, mâine seară ne face o masă de 6 persoane, că mi-a plăcut, ți-l aduc pe Helmut Kohl. Mamă, zic, când... Băi, când am venit, era cât muntele, cât Gino de mare. Da. Și m-a luat un braț așa și zice, wow, my boy. Că ea i-a spus, da, e un băiat simpatic. Da. Și tot așa, el cu meniu în mână, știi, și zic, mister, this is for tourists, not for you. Și tot așa, i-am dat să mănânce și de câte ori venea pe la New York, venea și pe acolo. N-aveți cum să greșiți cu meniul, că... Nu, mâncarea era foarte bună. Mâncarea era foarte bună și știați. Mâncarea excepțională, era un bucătar din Bari, foarte bun, 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 bun și exigent. Țipa, urla, arunca cu tigăile. Dar nici nu mai există așa ceva azi. Intrai în bucătărie pe o parte, dădeai comanda și ieșeai pe altă parte. N-aveai voie să stai, să vorbești, să glubești, să... Da. Mașină, erai mașină. Da. Și cum ați ajuns să... E acea poveste cu Nelo și cu restaurantul Am și eu o poză cu Nelo când eram... O să ți-o dau. Da. Prima seară când ne-am cunoscut. Am sunat un prieten din Elveția și... Nelo, să ne spunem celor care ne urmăresc, pe un restaurant celebru la vremea respectivă, Nelo... al unui român. Da, multă lume știe și a fost și la noi, pe la ProTV, într-un timp, l-a dat chiar în perioada când au căzut turnurile, chiar în luna aia, cel mai mare tips vreodată, ever, cum se spune, la un restaurant. A venit un client de-al lui care a câștigat la bursă nu știu câte zeci de milioane în ziua aia și a spus toate notele din partea mea plus 16.000 de euro la ospătare. Îți dai seama. A luat toate notele din sală. Cât au fost notele, atât a dat șpaga, a zis. Și ați lucrat la... Nu, Nelo m-a sunat sau? Prietenul ăsta al meu din Elveția și băi, vine un prieten de-al meu la New York. Te rog eu frumos dacă poți să-l ajuți. Și zic, bă, n-am ce să-l ajut. Ce, băi, frate, n-are... E într-o situație financiară nasoală, dar un băiat foarte deștept, o să-ți placă. Oricum nu ai prieteni mulți la New York, o să vezi că ți-l faci de prieten. Erați deja, vă întorseseți la El Cortile? Sau... Da, mă întorsesem la El Cortile. Da. Atunci, perioada bună. Și mă întorsesem la El Cortile, ajunsesem manager. Și zic, da, mă, să vină. Gândul meu, zic, asta mai trebuie acum unul pe cap, care n-are bani. Da. Zic, mea să vină, dacă zici că e simpatic și, băi, e briliant, e omul, e deștept, dar trece într-o perioadă nasoală, divorț, bla, bla, bla. Ok. L-am luat de la aeroport, a venit la mine acasă, chiar poza care o am din prima seară. Ne-a făcut mama mămăligă, el moldovean, din Botoșani. Da. Îl chema Nelu Bălan. Nelu Bălan. Dar el spunea Nelo și se dădea elvețian. Și acum știe lumea că e elvețian, descendentul lui Dracula, are poveștile lui. Omul e un pic într-o lume a lui, da. Chiar într-o lume a lui. Da. Dar... Curele și bune. Și curele, da. Ca să vezi că m-am dispensat de el imediat. Și suntem prieteni și ieri am vorbit. Și a venit, era lemn, n-avea, $20. Ce să, am ieșit la o bere ca băieți, am vorbit, ce faci? Puțin distant, bine, zic, ai dorm la mine? Nu, că dorm la un hotel, cum ar fi mai așa. Zic, azi, bă, lasă-mi, te duci acolo, că
Las, doar la mine, mama era, n-aveai treabă, mama, prietenos. Las, mama, să doarmă la noi, că e român, de al nostru. Ospitalier. Da, da. Dă-i, l-am făcut picolul meu, pe acolo, pe la restaurant. L-am băgat picol, foarte deștept, îl simțeam. Prindea repede. Și făcea, trebuie să facem bani noi. Zic, bă, eu sunt aici de câțiva ani și n-am făcut bani. Zic, am venit cu 7.000 de dolari și n-am niciodată mai mult, că ei cheltuiam. Adică am, zic, am pus deoparte. În România nu puteam să mă întorc, da. Când era Ceaușescu. Nu mai mă primeau. Și zic, bă, știi ce? Vreau să trăiesc ca americanii. Cât am, atâta cheltui. Corect. Serviceam, două picioare și două mâini am. Ce, bogat nu trebuie să fiu. Adică duceați o viață peste medie. Duceam și o viață, okay, dar și oricum câștigam. Munceați. Deci munceați trebuie să cam, înțelegi, cam, de cam câte ore munceați când ați ajuns manager? Păi nu, munceam lunea liber. Mulți au mirajul ăsta al banilor. Nu, lunea liber. Marțea seara de la 4 la 1, miercurea toată ziua de la 9 la 1, de la 9 dimineață veneam și făceam meza în plas de ăsta pentru 245 de locuri. Farfurii, cuțite, furculițe, paharele șterse la aburi, nu ca la noi, aruncă cu... Da. Că aia, eu, poate de asta am avut și succes aici, am fost puțin... Ați mai, venit cu ce ați învățat comunist, acolo, da, și tipicar comunist, și... Da, da. Ce am văzut acolo, ce am învățat. Da. Miercurea toată ziua, joia după amiaza, vinerea după amiaza, sâmbăta toată ziua, duminica toată ziua. Da. Dar sâmbăta, deci mi-aduc aminte toată viața, sâmbăta, într-o zi, făceam 350 de dolari. În contextul în care chiria la vremea aia era 295, ăsta, trenul s-a făcuse 25 de cenți. 25 de dolari vorbim de tips. Tips. Da. Nu, salariu mic. Da. Salariu 34 de dolari pe săptămână. Și 350 de dolari în America la vremea respectivă erau bani. Deci treceai și beai, mâncai... Te duceai în discotecă și mai te întorceai și costă ceva acasă. Exact. Deci, da. Deci gândește puterea banului. Într-o zi făceam banii de chirie. Unde faci aici în România corect, într-o zi corect, banii de chirie? Corect. Așa, să revenim la Nelo. Că da, și Nelo, dă-i, zice, domne, mă duc și eu și exact aceiași pași care i-am făcut. Eu zic, du-te și tu la un restaurant, se numea Piccolo Mondo. Du-te și dă-te și tu, ospătar, că ai stat cu mine 3 săptămâni, ai învățat. Briliant, foarte, imediat îi mergea mintea și, da. Și zice, da, bă, că nu mai pot picul aici, că cu spanioli ăștia, mă comandă, mă, cu tare, ce-mi vine să-i... El și bătăuși, așa. Ambițios. Da, bă, și bătăuși. Da. Și zic, da, mă, du-te acolo și câștigi mai mulți bani. Îl cunoșteam pe un manager de acolo, fusese pe la mine ospătar, dă-i drumul. Și s-a descurcat. Dă-i. Eu, la un moment dat, cunosc o fată, tot așa, cu norocul meu, și îmi zice, venea la mine, la restaurant. Venea, mă aștepta, mai ieșeam cu ea, nu era de pe gustul meu. Ce să zic, erau vremuri, era o discotecă, să de la una la alta, în Queens, unde te duceai vinerea, se numea Palm Tree. Erau numai ecuadoriene și sudamericane, columbiene. Deci dacă tu aș avea o poză să vezi ce era acolo, te speriai. Te luau cu japcă. Deci dacă intrai și stăteai la bar, aveam un prieten care era foarte bărbat bine de tot. Mai bine. Eu eram drăguțel, ăla era bărbat. Da, da. Și ne așezam cu Marinică. Marinică îi spuneam eu. Bărba, bine, nici nu am să-mi vin, ca Schwarzenegger, așa, focul, bine făcut, bărba, musculos. Da, musculos, dar bine, știi? Da, da, da. Și brunet, și țigan, cu ochii verzi, înță. Era pe sud-american. Era ce bărbat, ce, mi-era drag să ies cu el, da. Pe stilul lor. Și stăteam cu el la bar și nu le băgam în seamă. Luam câte o sticlă de vin și beam noi și vorbeam, dar vorbeam și cum vorbeam, uite, gogulică, vezi alea două cum se uită. Da, da, da. Uite-o pe asta, fierbe lângă noi. Vezi că se apropie din ce în ce mai mult. Băi, te ciupeau. Băi, la un moment dat veneau și făceau... Dădeau peste nu vrei să vorbești cu mine? Văd că stați așa. Ce, sunteți împreună? Vă luăm. Zic, nu, suntem... Vă luăm altfel. Nu, da, suntem prieteni. Da. De unde? Tot, ne dădeam italien tot timpul. Era la modă. Da. În America erau la modă. Și, da, de ce? Și, băi, veneau femeile pe tine. Deci, pe la 1:30... Începeau să... Și hai să mă înveți să dansez și eu. Salsa, merenghe,
și le luai, te apropiai de ele, băgai mâinile până ele. Da. Bă, nu era dimineața. Dezvolte, erau. El stătea vis-a-vis de discotecă, avea un apartament, el era administrator la bloc acolo. Repara, făcea și avea și apartament degeaba. Prietenul cu care... Da, degeaba. Marinică. Da, da. Nu exista vineri de la Dumnezeu să nu avem petrecere la apartament. Așa, și cu Nelo... Spuneați că erați cu... Eram cu fata asta și da. nu era de mine. Mă duceam vineri acolo numai piese. Spectacol. Numai, da. Și aia, în sfârșit, mai venea, mai... La un moment dat a venit și tata a venit să mănânce și îmi prezintă tatăl meu. Le zic, asta e pusă cu ochii pe mine. Bă, plăcerea mea, ok, nice to meet you. Ce, uite, tata, te place foarte mult. Iar intervine norocul meu. Și zice, vrea, are 25 de locații și vrea să-ți dea o locație. Mie. Băi, de ce mie? Păi dacă eu am spus că ieșim împreună și că suntem like my boyfriend, ea tot o dădea cu boyfriend. Eu eram boyfriendul ei, dar mai eram boyfriendul la câteva. Da. Zic, da, ok, mulțumesc, apreciez, elegant, frumos, nu știam cum să ies din... Trece ziua, a doua zi mă sună ea. Mi-a dat tata cheile, vreau să-ți ară locație. Păi, oameni, gândul meu, să știați nebun la cap. Eu n-am bani, n-am nimic, să-mi văd de capul meu. Mă duc Madison Avenue. Zona văzut. Bună. Da, era, fusese un coffee shop de lux, genul ăsta americane. Vis-a-vis era, pe vremea aia, acum e Hermes-ul, vis-a-vis era Victoria's Secret, Valentino deasupra, Chanel la stânga, Armani la dreapta... Oh, strada este a patra cea mai scumpă stradă din lume, ca metru pătrat. Mm-hmm. Băi, s-a făcut piele așa de găină. Și zic, păi și ce vrea tatăl tău? Bucătăria intactă, totul, numai că era prăfuit. Scaunele puse pe mese, barul, bar. Deci era investiție făcută. Ce, trebuia să-i dai o zugrăveală și o curățenie. Mamă, s-a făcut piele așa, zic, mamă, am eu restaurant. Îți dai seama? Zic, da, trebuie să stau cu asta. Las, cu zic, o iau. Ce-o fi, o fi, zic, da. Treabă. Și îmi zice, uite, tata ne dă și 25.000 de început. Ca să avem de zugrăvit, de astea, de marfă. Da. Bun, ok. Bun, ok. Hai, let's go, let's do it. Why not? Bă, zic, totuși, eram manager acolo, câștigam și eu 5-6 mii. Da, era o decizie destul de grea. 5-6 mii de euro, de dolari pe lună. Aveam ceva, deja făcusem 100 și ceva de mii, aveam și eu în bancă, adică nu eram chiar așa mor de foame. Da. Zic, acum să-mi iau eu banii din bancă să cumpăr alte scaune, dacă dau greș. Zic, cât e chiria? 17 mii. 17 mii pe lună chiria. Zonă bună, dar... Știi cât e acum? Azi? 85 de mii. Zic, bine, lasă-mă să mă gândesc și mă chem pe Nelo. Mă duc la el la servici. Ți-o minte ca și acum. Avea una din camere cu șemineu, unde servea el, ospătar. Da. Eu mi-am luat liber în ziua aia, m-am dus la el, am mâncat frumos, mi-am luat un vilceap de ăsta. Mă uit până la șem și zic, Nelo, am o veste bună. Păi care-i vestea? Până la 8, când m-am ajuns. Ei nu erau lume multă. Zic, uite, așa. Știi ce a făcut? Și-a dat halatul jos, grempiul ăla, cum să-ți numești. Și hai să mergem, bă, mai stau aici, că ești prost. Zic, stai mă, nebunule, zic că n-avem bani, nici banii nu mi-a dat aia. Dar i-a dat asul, ea are banii, ea are în bancă. Bă, mai stai pe gânduri, hai să mergem acolo. Sună. Stai mă, nebunule, că eu nu sunt prea convins, vrei să dăm, nu mai știam ce să zic. Da. Mai rova agită. Da, bă, nebunule, gata, mă, suntem patroni. Doamne ferește, Nelule, zic, ești nebun la cap. Era la ospătar ajunsese sau era tot? El e ospătar. A aruncat halatul ăla, cum îi spuneam noi, grempibul. S-a dus jos și a venit și hai mă să mergem, gata. Mi-am luat banii, plecăm. Că îți dădeau banii acolo. Dacă îți dai demisia, îți dă bani. Le e frică să... Am plecat, am sunat-o cu mătră. Vine o coacă, zic, sunt cu my cousin... O să mă ajute și pe mine aici, că nu pot de capul meu. Aduc cheile.
Da, deci vin de acum. Ce a rămas asta cu Maicaz în vărul meu? Da. Pe ce să-i spun ei, nu? Că dar nu puteam spune că e vărul. Da, l-am luat pe unul. Zic Maicaz, nu? Corect. Pac, am intrat în restaurant, am dat scaunele, două scaunele jos, le-am șters, ne-am așezat picior peste picior. Haide mă, cum îl numim? Da. Meniu. Aia s-a uitat la noi, nu înțelegea nimic. Zic, bă, neule, zic, mie nu-mi place de asta. Eu nu suport să stau să dorm cu ea noaptea pentru restaurantul. Dorm eu, bă, o iau eu. A luat-o de nevastă. Incredibil. Da, incredibil. Bun, l-am chemat Nelo din prima. Bun, astea cele mai mișto. Și cum ați făcut trecerea? Fii atent, am dat drumul, tot nu era nici dracu. Am făcut un meniu, de la Il Cortile am furat un bucătar, Jose. Am furat, i-am propus. Mă iubea foarte mult. Era manager, ținea foarte mult la mine. Că eu vorbeam, era din Santo Domingo. Și eu chiar am avut noroc, să zic cu Santo Domingo ce am pățit. Da. Și i-am zis, Jose, vrei să vii să lucrezi, facem așa? Da, domne, vin, dar vezi că nu avem bani la început. Dacă nu merge, riscăm. Lasă, nu-i nimic, riscăm. Vin la voi dacă nu merge și lucrez dimineața în altă parte să pot să trăiesc. Ținea mult la mine. Și a făcut și el o echipă. Bine, și el acum a plecat de acolo din ajutor de bucătar și devenea șef, înțelegi? Da. Urca și el o treabă. Nelo avea vrăjeală, știa să... Cum ați numit restaurant? Nelo. A, din prima, deci da. Ne-am așezat la masă, prima zi când am deschis, bam, 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 12 persoane am făcut. Greu. Beam Nelo, bea Cordon Bleu, coniac. Deci Nelo bea, rupea. Stăteam amândoi și ne gândeam cum să facem să devenim faimoși, cunoscuți, să vină lumea, că... Da, da, da. Strada e bună, localul era ok, nu, nici acum nu e vreo gest normal. Da. Avea boala cu florile, a băgat flori, dacă vezi ce... Da? Și în sfârșit, trece timpul, trece o zi, nu vine nimeni, altă zi ne îmbătam, ne-am luat limuzină, șofer, am închiriat de la o firmă și am început să umblăm până discoteci. Mm-hmm. Cum ar fi pe la Nuba, pe la... Să ne știe lumea, știi? Da, da, da. Să-i atrageți acolo. Da, da. Vine-o pe la mine. E mâncare bună. Cine sunteți? Noi suntem, noi avem. Da, el elvețian, eu italian. Dă-i pe la discuție. Ne-am făcut cărți de vizită. Eu designer la Milano. Ați început marketingul. Am început marketing. Îți dai seama, când eu am venit în România în 90, în aprilie, eu eram deja avansat 50 de ani. Și ăștia dormeau pe aici. Da, da, corect. Dar cum ați intrat în business, până la urmă? Parteneri și da, cu... am făcut firmă, el s-a căsătorit și... cu ea, da, eu am fost de acord, să rămână bună ziua. Sunt curios cum ați făcut și trecerea sentimentală, elegantă, firească așa, a mers. El a zis, lasă-o mă să fie aici, e cu noi aici în casă, da, nu mai venea, că el se purta urât cu ea, nu mai venea pe acolo, m-am mai dus și la ea, bogată, a murit fratele ei, Dumnezeu să o odihnească, a luat și vreo 60 de milioane, în Elveția, că avea o fabrică și a vândut-o și partea ei a venit la sorsa jumate și la ea. Deci femeia era plină de bani. Plus că tasul avea 25 de locații în Manhattan. Am înțeles. Îți dai seama, lua chirii. Dar Nelo a rămas cu ea... Nu, no, doi ani. Până cât a... Nelo a stat... Până a decolat. Ce? L-a prins cu câteva gagici pe la masă și s-a... chema gagici. Adică a luat ce a fost de luat. Da. Am avut contract 20 de ani. Nu mai putea să ne dea afară. Între timp am înțeles că eu plecasem, că ea a vrut să rupă contractul cu avocați, nu s-a putut. Da, da. Contractul e contract acolo, nu e ca la noi. Da, da. Și marketingul a început să dea roade. Dă-i cu marketing, da. S-a deschis o lângă noi o discotecă, se numea Obar. Uh-huh. Obar era chiar la a doua stradă de noi. Era discoteca lui Pele și fosta nevasta lui Julio Iglesias. Pele care a jucat și Pele avea birou, uite așa, vis-a-vis. A jucat în America la final, la New York Cosmos. Aveam pe Pele vis-a-vis, care avea birou, și pe Zsa Zsa Gabor, nu știi tu, este o actriță mare, unguroaică. Bine, avea atunci vreo 70 de ani, care ne iubea și început să vină la prânz la noi și mânca. Ați început conexiunea, ușor, ușor. Conexiunea, dar Nelo consuma mai mult decât producea. La un moment dat aveam de plată vreo 86 de mii.
Îți dai seama, pe la whisky, pe la șampanie. Păi noi ieșeam noaptea în discotecă. Luam clienți, gaci și veneam la noi. Și făceam petrecere. Protocole. Da. Protocole, mamă, eu m-am certat cu el. Da, da, înțelegi? Da. Și mi-a zis așa, băi frate, nu vreau să mă cer cu tine, tu ești ca și fratele meu, nu vreau să... A fost domn. Nu vreau să... Adică să profit de faptul că eu acum... El vorbea ebraică, franceză, engleză, italiană, 6 limbi, perfecte. Ebraica, perfect. Prima lui soție a fost din Israel. Uh-huh. Și zice, vreau să stai aici, să nu faci nimic și îți dau 15.000 pe lună. Vreau să stai la bar, să mănânci cu gaci și faci ce vrei. E ca și restaurantul, e ca și al tău. Vii noaptea, ai chei, ai gagici, vii cu ele. Că eu i-am zis, băi, eu nu mai pot să țiu ritmul cu tine. Da, el da. Începuse cu prostii. Am înțeles. Plus că bea mult. Și nu puteam să țiu ritmul cu el, nu puteam. Ficatul meu era mărit. Și i-am zis, bănele, nu mai pot. Mai prefer să mă duc înapoi manager. Aveam o viață liniștită. Da. Aveam drumurile mele, vinerea la discotecă, cu marinică, nu cu ale... Marinică. Da, mie îmi place viața mai simplă, mai... Da, da, da. Nu sunt actia după averi, după... Da, deja lucrurile luase de o altă turnură. Și eu, și când am făcut bani, nu am cu mărci, cu mașini, cu... Eu iau o mașină să fie mașină, ceas să fie ceas. Da. Ăsta mi l-a dat Năstase. Și... Ilie Năstase? Da, da. E ublăul ăla lui. Da, al lui, da. Da, da, da. Și... Dă-i... Zic, da mă, am mai stat cu el vreo un an și ceva, am luat 15.000 ai mei și am început să mă duc în altă parte să lucrez. S-a supărat, normal, că vrea să stau cu el. El vrea să stau cu el de dimineață până noaptea și a doua zi. Zic, băi, Nelu, eu nu pot. Dar între timp începuse să și producă. Începuse să meargă. Când v-a propus, deja era deja când forță. Am propus, el câștiga, părerea mea, câștiga peste jumătate de milion pe an. Înțeleg. Peste 50.000 pe lună. V-a făcut propunerea, v-ați și retras practic. Nu, el mi-a făcut propunerea că sau... nu mergea treaba. Am când înțeles. De-abia ne chinuiam, începusem să achităm din datorii și n-am vrut să mă pierdă ca prieten și ca da, partener. Da, înțeles frumos, dar vă scosese din asociere și vă punea. Nu, eu am plecat de nebun. Ah, da, da. Nu, a fost o discuție de îți dau 15.000 și a venit avocatul. Sau... Nu. El mi-a zis să-ți dau 15.000 și rămânem la fel. Am înțeles. Numai ca că să vă ține nu lângă. Vreau să mă ai de-a face cu angajații, că ești prea bun. Mm-hmm. Tu ești blând, ești bun, el era foarte rău, foarte dur. Da, da, da. Și uite că a reușit, într-un fel. După aia a dat-o și el. Acum, gândindu-vă în timp, a contat foarte mult poziționarea, zona sau felul lui de a fi, nu, a fost bun manager? Tupeu. Da, da, da. Pentru că e un nume despre care s-a tot vehiculat, tupeu, mai ales fiind un mare, român, el Nelo, ce a Nelo, făcut? Nelo, se vorbește. El a zis așa, eu mă acces bogaților, super bogați, nu bogați, da, bogaților da. Cu milion. Și aștept să vină aia. Aștepta pește până în ziua când vine peștele mare, eu nu mă interesează. Ori dau kicks, faliment, ori iese cum vreau eu. Deci la el... La toată lumea o apă, îți dau exemplu, era 5 dolari și la el era 12. La el, toată lumea o cafea era 1 dolar, la el era 5. A pus prețuri de obraznic, de nesimțit și a zis și a mers. Da, o strategie bună, pentru că oamenii cu bani deci, se duc în locuri cu bani. Pe TripAdvisor, cel mai prost review l-are Nelo. Cel mai prost. E invers, știi cum e? În loc să fie sus mult, la ele jos am mult. Înțeles că restaurantul mai există, dar da, nu mai e. Da, restaurantul există. Nu mai este al lui sau... Este al grecului care m-a angajat pe mine să vând hot dog. E incredibil. Da. Grecul da. Atunci avea nu vreau să mint, câteva sute de căruțe de hot dog. Da. Fiecare pe vremea aia producea 5.000 pe lună. Înțelegi? Îți dai seama dacă avea câteva sute. Deci grecul bogat. S-a îmbogățit. Ce a venit cu ideea asta? S-a îmbogățit. S-a căruțele astea sunt celebre. Au apărut în filme. Pun... Da, da. Eu el a cumpărat ce am vrut să fac eu în România, dar nu-ți dă voie. Nu, da, nu-ți da, dă. Da. Niciun primar nu-ți dă. Fiecare colț din București, da, da, da. Eu mă duc și fac căruțele în America, tipul american, și să le aduc pe stradă. Și plătesc pentru fiecare spot, nu? Da, da, da. Pentru fiecare colțișor, cât e? Un metru jumate, nu? Plătesc eu. Da.
Bine, între timp s-au mai făcut pe la noi pași, dar n-a dus-o nimeni la nivelul ăsta de rețea. Nu, eu am vrut să o pun la rețea. Așa găsești cu doc, da. 100 de căruțe, dintr-o dată. Da, da, da. Na, n-am putut. Na, nici n-am relații, nici. Am înțeles. E greu la noi. Dacă nu ești din... E greu. Cum v-a venit ideea să vă întoarceți? Că despre America, mă rog, am vorbit ce se putea vorbi, bănuiesc că sunt poveștile mult mai mari. Așa sunt mai rămâne de exemplu, a spus la un moment dat că a venit Michael Jackson. Eram curios ce, cum era, că toată lumea știe că era o persoană care... Cum să spun? Șters. Nimic, nu. Da, nimic. Adică apărea destul de rar în public. Nu, no, rar. Venea adică cu... venea în capsula aia lui. Cu un Vito din ăla. Da, da, da. Se deschidea ușa, ieșeam capul în jos și patru bodyguards în față, patru în spate, de-astea. Nu. Și cu revenim un pic la Helmut Köln, ați mai ținut legătura după aia? Nu, n-am ținut cu niciunul. Nu. Pentru că atunci era ambasador, între timp omul a urcat. Vezi, în domeniul ăsta și acum, nu? La restaurant, trebuie să știi să stii lungul nasului. Da, da. Adică dacă vine la tine o vedetă și mănâncă, fiindcă faci mâncare bună și creezi o atmosferă propice pentru a avea o vedetă, nu trebuie să fii obraznic, nu trebuie să fii pușii să te duci peste el, fotografii. Da. Spui frumos, corect. Dacă la sfârșitul mesii vă face plăcere. Vedeți că revine în respectiva locație, dacă faci închegați-o anumită, te duci direct să-i bagi. Ce-am pățit cu Andy Garcia. Da, dacă știi să te comporti. Avem o poză și aici. Da, trebuie să fii, să știi limita. Deci omul ăla, ok, Andy Garcia a fost ceva ieșit din tipar. Un om extraordinar. Am întâlnit o mie și de cântăreți și de... doar pot să spun Andy Garcia, Franco Califano, nu cred că îl știi tu, că ai altă vârstă, unul dintre cei mai mari cântăreți italieni și controversat pentru că a fost arestat pentru droguri și mare compozitor, iubit de toată Italia. Ăla a fost și ăla, altă specie cu care nu m-am legat ca prietenie. Paula Abdul venea, mă pupa înțeleg? Perioada de glorie, practic. Da, dar mulți trebuie să știi, domnule, atâta pot să... Da. Asta e limita mea, nu? Dacă ești puțin obraznic, s-ar putea să-i pierzi și să chiar să se ridice să plece. Corect. Nu poți să te duci peste om la masă să-l... Da. De exemplu, Steven Seagal, nu? Mi-am dus la masă de 8 persoane la Herăstrău, un parc, până în 2006. Prima dată când am venit în România. Era la modă. Ați avut de client și când era... Nu. L-am avut de client în America. Pe asta vreau să spun. Da. Și m-au sunat de acasă. Eram acasă. Domnul Steven Seagal, masă mare, 8 persoane. Face și noi poze. Nu vrea să facă poze cu nimeni. Am vorbit cu doamna care se ocupă de masă, româncă, de la buftea, de la studiouri. Bine, maică, mă îmbrac, vin. Înțelegi? Mă duc la doamna asta, îi spun, doamnă, mi-i de scuze când termină masa, dacă se poate, o poză. Zic, eu l-am servit în America. În fiecare marți venea și îl serveam. Un restaurant, alt restaurant unde lucram, proprietarul de acolo, prieten cu el, investea bani cu el. Cred că era o combinație mai grea. Da. Și zic, aș vrea să-i spun, i-am zis asta pe hol, aș vrea să-i spun cine sunt. Eu sunt prietenul lui Tony și cred că și-aduce aminte de mine în America că venea în fiecare marți. Venea cu actorul din Cei 7 magnifici. Tot un actor care juca rolul de mexican. Da, știu despre, avea o față de indian așa. Da. Și zic, venea cu el și îi serveam. Și în România. Îi serveam, da. Și zic, e păcat să nu facem și noi o poză pentru restaurant, pentru nu chemăm televiziuni, nu facem tămbălău. Nu se poate. Mai zic, firar, n-ai văzut. Și alții mai mari ca ăsta au făcut poze și sunt oamenii, și Alain Delon și alții, nu, care, sacri. Da. Ăsta e un actor ok. Da, citesc puțin pe internet despre el și văd că a interzis de la... Scrie și acum pe internet, deci nu e că vă spun eu. Interzis de la mafie să facă filme în America. Nu știu ce copii, treaba lor. Și sun și eu pe cineva până în America și zic, băi, Tony, zic, știi clientul tău, prietenul tău, care ai cumpărat și Porsche de la el?
E la mine în restaurant și cu acum dă-mi la telefon. Cum să nu facă poze? Bă, frate, nu știu ce au vorbit. Deci m-am dus cu telefonul la doamna asta și am spus, zic că este... Am dat numele, nu mai vreau să-l spun pe... Da. Vrea să vorbească cu domnul Segal. Păi, și eu am spus tare. Am spus tare și a auzit. Da. Că am spus, ea era lângă el și a auzit. Deci a luat telefonul, a plecat așa pe alee, a venit înapoi și a făcut poze și cu femeia de serviciu. Cu aia de la vase, cu toată lumea a făcut poze. Deci, orice, și acum și vine la noi tot timpul. De atunci, vine la noi. Nu, no, eu vorbesc cu el. Fiecare au protocoale. Cine știe ce a avut el, treaba lui. Haideți să încheiem prima parte asta cu povestea din America. Deci, practic, v-ați despărțit de faimosul Nelo. Da. Am rămas prieten, nu? Am rămas prieten. De business vorbesc. M-am răspuns de business, de viața lui tumultoasă. Și după aia ce ați făcut imediat? Am văzut că el a apărut prin ziare... spitalizat cu cocaină și am zis, Doamne, bine că m-ai ferit de... Da. Nu suport drogurile și... Și ce ați făcut? Și m-am întors înapoi la El Cortile, lucrasem cu un băiat care acum avea restaurantul lui. Acest Tony care... Și am făcut cu el 6 restaurante în an de zile. Am deschis 6 locații. Eu l-am ajutat pe el, un băiat extraordinar și acum suntem prieteni. Vorbesc cu el la orice, omul e miliardar acum. Are 3 hoteluri în Florida. Mă cheamă, mă roagă să mă duc acolo. A venit în România după mine 3 zile. A stat, l-a cunoscut și pe Gino. După mine i-a cântat Copilul Minune. Făcut un circ. Da. Și acum el s-a divorțat, are 3 copii. Și îmi spune să vin să încheiem cum ar fi pensia împreună în Florida, să stăm, că el stă în hotelul lui. Ar fi chiar poveste de film. Da, și am zis, băi, Tony, nu pot să, am familie, am copii. Ați făcut multe aici. Nu pot să merg să stau să mă închid în Florida acolo, nici nu-mi place mie. Da. Clima pe acolo e...